După cum bine știți sau nu știți, e bine, astăzi am vândut mașina Talismanul și ăsta este ultimul video în care o să o vedeți și pe din afară și pe dinăuntru, pentru că o să-i fac un mic walk around, ca să zic așa. Afară bate foarte tare vântul, suntem la Vivo Pitești pentru cei care cunosc zona și am ales să mă pun fix sub autostradă pentru că nu bate tare vântul, dar o să se mai aude din când în când zgomotele astea de autostradă. Da, după cum ați auzit, am hotărât să vând mașina pentru că niciodată nu este prea devreme sau prea târziu pentru un upgrade. Upgrade poate însemna și aceeași marcă, un model mai înaintat, deși Talismanul este vârful de gamă alături de Koleos. Upgrade poate să însemne și o motorizare mai bună, poate să însemne o versiune mai dotată, poate să însemne, nu știu, un an mai sus, mai puțin kilometri, mai multă putere. Deci sunt multe lucruri care pot caracteriza, ca să zic așa, un upgrade. Deci am hotărât să o vând pentru că aș vrea să fac un upgrade. Am primit o ofertă bună, zic eu, am văzut-o unui prieten pe care îl știu de ceva timp și știu că va avea grijă de ea. Ca și următoare mașină, nu sunt hotărât ce aș vrea să-mi cumpăr, dar pot să spun cu mâna pe inimă că asta este cea mai frumoasă mașină pe care am avut-o. N-am avut foarte multe, ce-i drept, dar măcar cele pe care le-am avut pot să zic că asta a fost cea mai frumoasă mașină. Îmi place foarte mult cum arată și din lateral, și din spate, și de peste tot. Mi se pare că e ceva mai diferit și de asta am și ales să-mi cumpăr un Talisman. Ei bine, ca și idee, acum pot să vă zic în care sunt plusurile și minusurile acestei mașini. După ce am vândut-o, sincer să fiu, acum chiar îmi pare rău că am vândut-o. Îmi place și culoarea, îmi plac și jantele. Am dat-o într-o stare bună, zic eu. Mașina la ora actuală are 164.000 de kilometri. După părerea mea, cel mai mare avantaj al mașinii ăsta este designul, dotările care sunt foarte, foarte multe pentru prețul pe care îl plătești. Prețul care, după părerea mea, este destul de accesibil. Și nu știu, e ceva mai diferit pe stradă. Adică, sincer să vă zic, fie că este zi, fie că este seară, ei bine, spatele ăsta îmi place foarte, foarte mult. Sau ca să fac o rimă de manea, fie zi, fie seară, spatele ăsta, stopurile astea, mă omoare, deci îmi place foarte mult. Ca și idee, mașina s-a vândut la Dorohoi, undeva lângă Botoșani. Mașina o să meargă cu numerele mele o anumită perioadă de timp până când o să poată să o înscrie. Eu o să merg cu Loganul o perioadă de timp. Nu mi-e rușine să merg cu Loganul pentru că dacă e să o dau drept, este mașina care m-a consacrat. Dar asta mi-a plăcut cel mai mult dintre toate. Și lumea nu poate să înțeleagă faptul că mi-a plăcut cel mai mult. Nu pot să zic că a fost cea mai bună mașină sau cea mai proastă. Dar ca și linii, ca și design, ca și prezență pe stradă, mi-a plăcut cel mai mult. Ca și raport preț-calitate, mi-a plăcut cel mai mult. Adică am spus într-un clip și am fost judecat faptul că Talismanul este mai dinamic decât F10-le. Și da, pentru că la F10 nu mi se întăreau amortizoarele, nu era suspensia mai întărită. Când o deam pe sport, erau multe chestii care lipseau. Plus că n-aveam ceasuri digitale să se schimbe în funcție de modul de condus pe care îl alegeam și așa mai departe. Hai să mergem în față. Mă rog, asta este cheia. Este cheia principală și cea de rezervă este neagră. Dar hai să văd cam ce funcții sunt la mașină, pentru că niciodată n-am făcut un clip de asta cât timp am avut mașina. Și avem așa, descuiat, încuiat, mă rog, oricum mașina este keyless entry, keyless go. Aici se aprind farurile în cazul în care nu găsești mașina în parcare și aici este pentru deschidere portbagaj, dar nu se deschide portbagajul, adică nu se ridică cu totul. O să vă arăt imediat cam care este treaba. Mașina are și roțile din spate viratoare, are și for control, bine, e același lucru, dar voiam să vă arăt cam care e treaba cu ele. Știți foarte bine că eu sunt transparent în momentul în care vând o mașină, așadar mașina a plecat cu cauciucuri de iarnă noi, plus de vară noi, plus cele de iarnă care, după părerea mea, sunt în stare ok, adică eu zic că mai au 4-5 mm și mai duc cam un sezon. Încă două mai are în portbagajul Loganului, pentru că el are un Logan cu 700.000 de kilometri, cu care am și filmat în prealabil. Cam ăsta e interiorul pentru cei care sunt curioși. Aici se găsesc facturile de la 99 Vehicles. Am plăcuțele de frână, ulei, filtre, tot ce am schimbat eu și numărul de kilometri la care au fost schimbate. Adică, nu știu, aș vrea ca toată lumea să fie așa.
163.000 de kilometri, 10.04.2020, am pus cauciucurile de vară, schimbat plăcuțe față, textar. Deci asta este o factură. Și aici 520 de lei la 162.000 de kilometri, 5W30, de schimbat plăcuțe față și le-am schimbat. Deci astea sunt cele două facturi pe care le am. Interiorul mi-a plăcut, mi se pare foarte ok. Materialele sunt și ele ok. Astea sunt puse de mine, după cum am zis și într-un alt episod, pentru că am dat 10 lei pe ele și am vrut să le pun pentru mine, nu am mințit pe nimeni. Și mi se pare că e un interior destul de drăguțel. Cam asta este priveliștea ca pasager din spate, în momentul în care te uiți în față sau ceva de genul. De multe persoane spun că interiorul la Renault în general este foarte plasticos, foarte slab ca și calitate, însă tind să cred că Talismanul este excepția de la regulă, pentru că materialele folosite sunt ok și vreau să vă zic că iau foarte serios în calcul să-mi cumpăr următoarea mașină tot un Talisman, doar că aș vrea să aibă și panoramic și ventilație în scaune, dar până să ajung acolo, aici inscripția Ford Control, totuși mi se pare că este un bord frumos. Și uzura nu există la schimbător, nu există la scaunul șoferului, nu există la cotieră, nu există la navigație. Aici regăsim încălzire în scaune, butonul de eco, start-stop, parcare automată. O să mergem imediat și la volan să vă arăt cam care sunt dotările acolo. Aici regăsim cruise control adaptiv și limitatorul de viteză, dar hai să vă arăt mai bine de la șofer. Dar până să ajungem la șofer, hai să vă arăt cam care e treaba cu jantele. Jantele sunt de intens, varianta mașinii este varianta de echipare intens, care vine și cu farurile LED Pure Vision, sunt faruri full LED, nu sunt halogen sau alte nebunii. Cauciucurile sunt noi, sunt DOT mai 2019, sunt, nu mai știu exact modelul, mă rog, este Sport Contact 6, Continental mai exact, și cam asta este priveliștea dacă este uiți de jos. Deci jantele astea, aș vrea să prind un Talisman tot cu jantele astea, dar să nu mai pe intens. Mașina vine și cu dotarea keyless entry, keyless go, așadar băgăm cheia în buzunar, nu mai avem cheia, am băgat aici, s-a descuiat. Materialele folosite, după părerea mea, sunt materiale de calitate bună. Mă rog, eu am fost mulțumit pentru banii pe care de pe mașina asta, adică uite, nici măcar nu am spălat-o sau ceva. I-am spus că nu vreau să aranjez mașina pentru vânzare, să arate bine și așa mai departe. Adică nu vreau să iau ochii cu mașină, să zic, ia ok, e cea mai bună, că nu știu ce, mai ales că a bătut 700 de km pentru ea. Mașina are volan încălzit, are Distronic, off și resume, de aici setezi viteza, de aici setezi, haide să vă arăt mai bine din interior. Din bord de acolo avem cai putere Nm, avem o busolă și muzica pe care o asculti. Deci cam astea sunt pe volan, comenzi vocale, comenzi pentru telefon. Aici avem multisensul, da? Multisens în 5 moduri de condus, pe confort ai lumini ambientale albastre, pe sport lumini roșii, ceasuri roșii, uite 164.181 de kilometri. Pe eco s-au schimbat și ceasurile. Mașina este cât de economică posibil, pe neutral este între și între, ca și idee puteți da aici, configurare mod curent, se mișcă foarte bine airlink-ul ăsta și poți să selectezi lumina ambientală, masajul șoferului dacă să pornească și el, poți să-i dai sunet indus în boxe, deci există și opțiunea asta, am codat-o și eu, afișajul, mă rog, și dacă e pe personalizat, poți să personalizezi totul cum vrei tu, acum pune și masajul, și avem direcție confort, for controlul neutral, amortizoare conform, motorul pe sport, afișajul și masajul să pornească și el. Deci cam asta este cu asta de aici. Ăsta este cruise control adaptiv, în momentul în care îl activezi, mă rog, acum mașina este pe loc, nu-ți dai seama. Și limitatorul de viteză. Diferența dintre cele două este următoare. Pe limitator de viteză, dacă îl setezi, poți să calci pedala la blană pentru că nu va mai accelera, va rămâne la aceeași viteză. E, dacă ții pe cruise control adaptiv, în bord îți va apărea viteza pe care tu ai setat-o, iar de aici poți crește viteza respectivă, de aici poți crește distanța pe care să o păstrezi de față de mașina din față, astfel încât mașina are ca și sisteme de siguranță și frânare de urgență, frânare activă, deci are line assist,
avertizare de distanță, frânare activă, se poate umbla și de aici, deci din joystick-ul ăsta. Frânare activă, alertă unghi mort, este cea din oglindere acolo, sper că se vede, uite acolo. Așa, setarea de fază lungă automată noaptea, când ai farurile pe auto, deci, după părerea mea, are cam orice dotare, e strict necesară, după părerea mea, strict necesară în zilele noastre. Inserțiile alea de pe bord îmi plac. Per total, eu am considerat-o și o consider o mașină completă. Ai masaj în scaun, ai Distronic, ai, dacă te interesează neapărat, ai până și becuri cu LED aici. Ai head-up display. Mă rog, acum nu poți activa pentru că mașina oprită. Hai să dăm și o cheie, ca să vedeți exact care este treaba și cu... Apeși pe start-stop. Bam. Așa. Mamă, stați așa că se lasă greu. Bun, și aici avem tempomat adaptiv, este vorba despre Distronic, l-am dezactivat, a dispărut de acolo. Bun, asta este navigația de bază a mașinii, însă mașina, mă rog, eu i-am codat Android Auto, așadar dacă cineva vrea să codeze, am eu un clip să vă arăt exact cum se face. Mediu este 17,1, că abia n-a resetat și acum e numai să crească pentru că sunt pe loc. Iar head-up display-ul arată cam așa. Deci, iar dacă la navigație te conectezi cu Waze-ul, cu Android Auto, o să-ți arate pe head-up, undeva în partea din stânga, în 5 km dreapta, în 5 km stânga și așa mai departe. Da, volanul încălzit, în momentul în care îl cuplezi, în maxim un minut, deja îți va încălzi tot. Oglinzile poți să le pui și pe auto, deci sunt așa. Ai dat pe ăsta, s-au rabatat. Ai dat pe ăsta înapoi, nu le ții pe auto, le ții pe ăsta. E o mașină, după părerea mea, dotată și îți cumperi talisman dacă îți place ție strict, dar strict modelul ăsta, altfel nu. Deci, ca o recapitulare, ating pentru ultima dată volanul ăsta, ca o recapitulare, mașina s-a vândut undeva aproape de Botoșani. Nu o să zic prețul pentru că o să fiu judecat și așa mai departe și nu vreau pur și simplu să mai fac chestiile astea publice, iar următoarea mașină o să mă hotărăsc, nu știu, pe viitor vedem ce și cum. Da. Deci cam asta ar fi episodul, dacă aveți întrebări, vreți anumite detalii despre modelul ăsta, vreau să mi le lăsați în comentarii. Vă salut!